deranjează de puțin aceste lumini, dar fac abstracție. Vreau să spun că, la un moment, dacă cineva cunoaște pe lumea acela, știu că e vorba de prezentarea de fratele unui roman, atunci probabil îi întreabă și ce caută un istoric al sociologiei aici. Simt că până acum a făcut multe minute dezbatere aici, dar de obicei era o masă omogenă de sociologi, de istorici, care acum sunt presupus ca moderator, mai degrabă aș da domnului Oscar sarcina să modereze, fiindcă știu foarte bine ce o să spună Teodora, știu Ionuț, dar nu știu colegii și mai ales nu știu, nu știu ce o să spună Zeela. Eu nu știu, vor fi întrebat în orice caz. Bun. Deci, evident că sunt în acea, fiindcă școala lui Dimitrie Gusti este implicată până în zilele noastre. Ceea ce este un lucru foarte interesant, pentru unii șocant, dar vreau să spun de la bun început că nu este șocant în perioada interbelică. Fiindcă atunci lucrurile nu erau foarte separate, oamenii literați scriau despre școala sociologică, sociologii scriau poezie, proză, critică, ba, au scris și un roman care încă e un secret pe care îl divulg acum. Henri Stahl a comis un roman pe care nu a spus nicăieri și o să apară, mi se pare, în ianuarie-februarie. Al doilea motiv pentru care mă bucur pentru această dezbatere, fiindcă un lucru foarte puțin cunoscut și pur și simplu nici măcar noi, nu cei care facem această cooperativă, această asociație de istorici a sociologiei, nu ne-am dat seama că ne-am apropiat cele 100-lea număr al newsletter-ului nostru. Adică de câțiva ani, aproape 10 ani, nu tot, nu, facem această, avem aceste apariții pe internet, ceea ce aș zice eu, e fără precedent, chiar dacă am fi plănuit așa ceva, n-ar fi ieșit. Poate, eu zic așa, drumul contează, nu scop. Nu? Ce vreau să mai spun, fiindcă avem această aniversare, eu consider că acest eveniment este, de fapt, începutul demandarea unor alte evenimente și este foarte bine făcut, fiindcă nu este o modalitate academică plicticoasă, nesuferită, ci este pe frontieră între literatură și sociologie. O să urmez în anul, săptămâna, luna viitoare, o dezbatere pe cartea pe care a realizat Teodora Văcărescu. Urmă vine câmpul de carte în care evident că o să avem o producție proprie a noastră și
teacher, nu, no, schimbată de ce o să fie. Dar vreau să spun că pentru noi adversarii nu sunt linii, ci starturi. Cred că, domnul coleg, poți să iei hățurile în mână și să dai drumul la ceilalți colegi. Mulțumim foarte mult, domnul Zoltan Rostaș.